Încrederea în economie a rămas în octombrie la același nivel din septembrie. Analiștii financiari văd o creștere economică de 6,9% în 2021 și un deficit bugetar de 6,8%. Dar ce ne așteaptă în următoarele 12 luni? O inflație de 5,43% și un curs valutar de 5,03 lei pentru un euro. Despre toate astea vorbesc chiar acum cu Adrian Mitroi, analist economic. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Domnule Mitroi, care sunt principalele îngrijorări ale mediului economic pentru perioada următoare și ale noastre de altfel? Dacă luăm poza despre care vorbeați a sondajului din lună, nu uitați că încă nu se rezolvase criza politică și erau câteva întrebări. Dar oricum grijile rămân aceleași, prioritățile sunt aceleași și se duc pe mai departe. Deci cele două deficite mari, deficitul bugetar foarte mare și greu de constrâns, noi suntem într-o zonă în care suntem obligați să restrângem deficitul bugetar, deficitul de concurent și mai ales deficitul comercial. Noi importăm extrem de mult pentru că nu producem intern. Mai avem și incertitudinea dată de pandemie. Puneți astea toate la pachet și o să vedeți cursul acela de 5 și un pic peste un pic peste 5, dobânzile sunt mai mari, inflația, de fapt, ce nu ne spune explicit aici este că inflația se va vedea evident și în dobânzile mai mari. Și acest pachet dă o economie destul de expusă la intemperiile potențiale care pot apărea în perioada imediat următoare. Nu uitați unde lucrează acești analizi despre care vorbeați. Ei lucrează în general în instituții financiar-bancare, care prin natura lor sunt prociclice. Ele se uită în viitor și încearcă să sconteze astăzi ceea ce văd ele în viitor. De aceea este interesant să vezi schimbările acolo și dacă pui în opiniile lor și mai pui și pe cele ale managerilor care sunt preocupați de rata de schimb valutar, de deficitul de forță de muncă și atunci ai un tablou relativ fragil al macroeconomiei, de aceea genul acesta de măsuri rapide care trebuie luate, buget proaspăt, pro-investiții, politici contraciclice și monetare și fiscale, nu putem face nimic din toate lucrurile acestea, deci suntem într-un echilibru destul de fragil, cel puțin deocamdată. Și pentru că ați menționat și dumneavoastră mai devreme, am făcut deja un pas pentru a ieși din criza politică, avem un nou guvern, avem un nou premier, există totuși șanse ca aceste cifre să se schimbe, ceea ce vedem noi acum? Da, da, ele se vor schimba. Nu uitați, în primul rând, creșterea economică a fost ajustată de toate marile de bănci comerciale și nu mai vedem pentru anul viitor. Este important acel 6% cât speram, deja sunt cu 5%. Inflația, mai ales în a doua perioadă a anului, când se vor fi terminând măsurile de susținere pentru criza energetică, care este un mare semn de întrebare. Atenție, încă nu am intrat bine în iarnă și probabil că avem o criză a gazului metan cu toate repercusiunile pe care le are pe energia electrică, pe creșterea economică și nu uitați, costuri mai mari cu energia și costurile mai mari cu dobânzile, acestea ce vor face ele? Ne scad din creșterea economică, fiecare cu câte probabil jumătate de procent. E, închipuiți-vă acest 7%, probabil 6,5 estimat pentru sfârșitul anului, care se va duce undeva la 5 creștere economică. Cu un deficit bugetar și comercial, substanțial, cifrele nu vor arăta atât de ușor de finanțat ieftin pe piața creditului intern și extern. Și atunci din acest peisaj pot să vă spun că trebuie să procedăm cu mare grijă. Ne-am pus deja sacul în căruță cel mai important, politic, și suntem în regulă din punctul ăsta de vedere. În schimb, trebuie să trecem prin funcțiile caudine ale finanțării acestui deficit bugetar foarte mare și acestui deficit comercial foarte mare. Din fericire, cursul, nu sunt de acord cu așteptările peste 5, eu cred că Banca Centrală are și putința, și știința, și resursele de a ne ține măcar psihologic ușor sub acest 5, deocamdată nu mai avem nevoie și de 5, având această inflație, deși corect ar trebui să trecem un pic peste 5. Dar și am văzut că s-au tot schimbat cifrele în ultima perioadă, ne-am tot apropiat de acest 5. Domnule Mitroi, vă mulțumesc, acolo. Într-adevăr. Corect. Doar ușor. Vă mulțumesc tare mult pentru informații și intervenția.